O societate unde echitatea socială nu este o valoare asumată, are o problemă, fiindcă se produce automat o polarizare atât de mare încât apar categorii care, pe urmă, foarte, foarte greu mai pot fi aduse împreună. Însă, vreau să fiu clar din capul locului. Cred în echitatea socială. Cred în răspunderea companiilor față de societatea în care fac profit. Și sunt multe companii din România care au înțeles acest lucru. Nu foarte multe, sunt multe. Și vedem uh, că ele au început să sprijine ONG-uri, organizații, uh, sprijină unii uh, mișcarea sportivă, alții sprijină diferitele forme de artă și așa mai departe. Ceea ce însă nu pot să accept este ca acest, această contribuție către societate să apară din măsuri coercitive. Statul trebuie să aibă înțelepciunea să creeze un mecanism și măsuri care vin în sprijinul companiilor care își înțeleg răspunderea socială și atunci, deja venim într-o zonă care în ultimii trei ani, cum spunea uh, tânărul nostru coleg, o zonă care a fost profund neglijată măsuri economice sănătoase, sustenabile, care creează un cadru de predictibilitate și atunci, cu siguranță, putem să mergem mai departe pe impozitare, pe taxare și, toate celelalte măsuri care pot fi puse în practică. Nu este moral și cu siguranță pentru mulți este chiar foarte enervant dacă o mare companie încearcă să externalizeze profiturile. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la comportamentul statului, vorbind generic, în ultimii ani, ce, ce să creadă conducerea unei companii dacă de azi pe mâine se schimbă regula? Dacă de azi pe mâine apare de tipul ordonanței 114? Dacă de azi pe mâine se schimbă fundamental modul de impozitare? Sau dacă de azi pe mâine se schimbă fundamental felul în care se percepe cotizația unui angajat pentru contribuția socială. E posibil ca liderii acelei companii să considere că, din păcate, România nu mai este un teren sigur și atunci apar astfel de tendințe. Și iată că ne întoarcem la povestea pe care încerc să o spun de când am ajuns președinte. Dacă vrem ca România să fie o țară prosperă, sigură o țară care consideră echitatea socială o valoare de bază, atunci și politica statului recte, a celor care guvernează și celor care fac legi, să fie o politică înțeleaptă, pentru toți din România, să fie o politică care creează un cadru stabil, sigur, predictibil și atunci toate celelalte lucruri pot fi ușor, ușor implementate. Această țopăială economică, financiară, de care am avut, din păcate, parte în ultimii ani, duce și la astfel de excese.